Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Maia Savic de la SSTV și astăzi vă voi prezenta cele mai recente știri de pe frontul de Est și Vest. Putem spune că bătălia de la Mărăști a fost cea mai importantă victorie a românilor. A fost o operațiune ofensivă a armatei române împreună cu armata rusă de a distruge armata a noua a Germaniei. Operațiunea a fost planificată a se desfășura în paralel cu bătălia de la Nemăloasa, la care între timp s-a renunțat. Acum îi voi preda transmisia colegii mele Timea, care se află în apropierea localității Răcoasa. Mulțumesc, Maia! Bună ziua, ne aflăm pe câmp, lângă comuna Răpoasa, comună care acum câteva zile aparținea Germaniei. Datorită victorilor de la Oituz, Mărăși și Mărășești, conduse de generalii Alexandru Averescu, Constantin Cristescu și Ieremia Grigorescu, comuna aparține din nou României. În spatele meu se află niște femei harnice. Haideți să mergem să stăm de vorbă cu ele. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă simțiți? Ia, ce greu mi-e, nu mai pot. Măria noastră și-a pierdut copilul și bărbatul pe front și acum nu mai are ce să mânce. Îmi pare foarte rău. Da? Mi-ar bat jocărât! Nemții mi-ar bat jocărât! Dumneavoastră aveți pe cineva drag pe front? Da, e soțul meu acum, care e mort, Mitică! Mitică, ce-o bun era! Mitică era! Și Vasilică, fiul meu de 22 de ani! Ce tânăr plăcat! Și s-o dus să se sacrifice pentru nemții ăia, pentru... Și ce ar făcut pentru români, dragă? Sunt sigură că Vasilică se va întoarce acasă cu bine. Stai, domnișoară, mă toate da. Cineva drag pe front, mă, să simți durerea noastră. Mulțumesc, Maia, îți dau legătura. Mulțumesc, Timea, pentru transmisie. Acum continuăm știrile. Dacă pe frontul de Est România rămâne singură datorită începerii unei revoluții bolșevice în Rusia, pe frontul de Vest, Germania șochează din nou, înaintând un război submarin total, chiar și față de țările neutre. Se pare că am primit o telegramă din partea generalului Milivoi, care spune că condițiile de viață sunt abdominale, măcinați de frig, de paraziți, prost hrăniți, înfruntând în fiecare zi moartea și nebunia, oamenii trebuie să reziste în ciuda bombardamentelor, artileriei și atacurilor dușmanilor. Ne putem imagina viața grea a soldaților din tranșee și putem doar să le transmitem cele mai bune urări ale noastre și să ne rugăm pentru ei. Acum îi voi preda transmisia colegii mele, Diana. Mulțumesc, Maia! Ne aflăm în orașul Peșendel din Belgia, iar acum vă voi prezenta câteva evenimente din anul 1917. Pe 6 aprilie 1917, SUA a declarat război Germaniei, iar aceasta și-a limitat campania atacurilor submarinelor din Atlantic, de teama de a nu atrage Statele Unite în război. În luna aprilie, tot aceluiași an, generalul francez Robert Nivelle a dat ordinul pentru o nouă ofensivă împotriva tranșeelor germane. În octombrie, odată cu declanșarea bătăliei de la Peșendel, au izbucnit violențe în sectorul orașului Ypres. Consecința acestei bătălii au fost numărul înspăimântător de mare a victimelor. Un ultim eveniment reprezentativ pentru anul 1917 a avut loc pe 9 noiembrie, când britanicii au lansat un atac masiv de tancuri în timpul bătăliei de la Cambrai. Acum, după cum se observă, în spate sunt niște soldați, să mergem și să aflăm poveștile lor. Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, mă ascultați și pe mine? Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cum este viața pe front? Aici suntem toți prieteni. Ce nu are unul, are celălalt. Cercăm să ne împărtășim necazurile, să ne ajutăm unii pe ceilalți. Foarte frumos, foarte frumos. Dumneavoastră? Îmi aduc aminte de camaradul nostru, Nicolas, care ne povestea cum era și cât de mult își iubea soția. Dar acum nu mai este, l-am pierdut și pe el. Na, ați auzit? Încă ceva, o completare. Spuneți, vă rog. Dați aici. Acesta era pantoful Hildei. Pantoful Hildei, soția lui Nicolas. Și când a venit pe front cu noi,
Mie mi-a zis că, uite, zici că am cenușăreasa mea aici. Și exact zicea că abia așteaptă să se ducă acasă să-i pună pantoful. Ce frumos, ați auzit? Foarte frumos. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, spuneți-mi ce a pățit. A suferit fracturi la mână și la picior, la fel ca mulți alți soldați. Și acum se simte bine? Se simte mai bine? Mai bine. Acestea au fost poveștile soldaților de pe front. Vă mulțumim pentru atenție. În direct de la SSTV s-au terminat știrile.